regăsit la încă un episod din seria noastră de survival, în care am spus în celălalt episod într-un mesaj că am găsit un spawner, unde s-au spawnat vreo 20 de mobi. Iar spawnerul m-a spart, pot să vă spun despre spawnerul, că era de zombie, a spawnat vreo 20 de zombie. Zombie m-au împins în apropiere, unde era lava în apropiere, cum v-am spus. Și am murit cu niște iteme, dar am făcut azi, am găsit și multe, mult fer. Și urmează să investigez toată lumea și tot. Ok, în primul rând o să vă arăt noutățile făcute de mine, ferma, mina și tot. Și aici ce am găsit în spawn, în cele două cufere de la spawn. Ceva ce sigurat nu puteți găsi, nu puteți crafta în Minecraft. Deci, nu am golden apple, e destul de util, am găsit discurile, resonance și asta, name tag-ul, foarte important, putem numi orice vrem, numai ne trebuie anvil. Am mai găsit music disc C418 liniuță 13 și multe alte nebunii. Ok, pe noi momentan nu ne întere asta. Pe noi ne întere ce am făcut. Bun, deci dacă vreți să vă întrebați ce e aici, opa. Bă, no, fuck, așa. Apropo, am uitat să vă arăt că mi-am făcut armură care nu-i folosită. Și aici vă întrebați ce e. Ok, vă spun acum. Mina și plus o ieșire secretă prin apă, în care pot omorâ mobii care intră acolo. Hep. Ok, vom intra mai întâi să vedeți secreta noastră intrare sau cum se numește. Deci, veniți aici frumos și aici vedeți apa. Deci, eu, practic, am săpat sus și am dat de apă. Și pe aici putem ieși. Este ușor. Ne va trebui mâncare. Momentan nu avem mâncare, deci o să ne ducem să vânăm. Să vânăm băzut. Da. Ne vom întâlni cu niște mobi prostuți, dar nu cred că are nimic. Nu? Doamne, ce? Bun, de what the fuck? Bun, unde e scheletul ăsta? Bă, apropo, să te prind. Bă, nu mai da. Că te omor. No. Fuck, am omorât o găină. Bă, sabia. Hai, 3. Ce, mă omoară un schelet tâmpit? Lasă că îți dau eu pe joc. Gata. Măcar am făcut noroc. Wow! Atâta noroc că am avut. Cum se numește, armura. Dacă nu eram morți. Ok, vom ieși. Nu intra găină.
Ok, și vom prăji până ne vom duce, ne vom duce în mină, vom prăji ca să vedem ce mânca normal. Bă, treci, treci acolo. Bun. Voi se prăjește cam rapid. Gata. S-a prăjit. Cucă chica. Wow. Mâncăm. Perfect. Acum ne-am umplut hangerul. Și ne se umple și HP-ul. Perfect. Și acum vom vizita mina în care puteam da de dracu să mor. Aici n-am pus toate. Mai exact, am pus, trebuie mai multe, deoarece sunt mulți creeperi, foarte fucking mulți. M-a speriat să nu... Doamne, să nu fie vreun creeper, hop, sau o altă bestie. Posibil să găsim diamante aici, nu știu, nu știu ce să spun. Hai să luăm ăsta. Să luăm de cărbune. E util, nu? Și facem și XP. Bun. XP level 4. Da, nu trebuie să ședem cărbunele, deci nu o să luăm pe tot. Păi ce m-am speriat că iarba era un creeper. Păi, m-am speriat. Așa. Am găsit fier, mi-am făcut înapoi itemele. E foarte mult fier în mina asta. Suntem aproape full fier. Full iron, să zicem așa. Dacă am tot zis cuvântul full pe engleză. Să zicem tot pe engleză. Păi ce m-a speriat iar de iarba asta că e un creeper. Eu m-a speriat că e colorată ca un creeper. Apropo, de nu dăm de un schelet sau un zombie. Sigur ar putem da. Nu e stabil nimic, nu e sigur. Păi unde trebuie să mă duc eu? Pe acolo? Ha? Pe acolo? Pe aici? Pe aici? Nu, pe aici am venit. Pe aici, nu? Perfect. Da! Vă bate joc de fucking mine! Vă bate joc de mine! Vă credeam că am dat de bedrock. Aleluia, am dat de o altă mină. Păi, asta e noroc, deci nu-și bat. Nimeni nu-și bate joc de mine. Da, ne trebuie torci. Da. Ne vom duce după torci. Băi. Uai, s-a spawnat un zombie. Ce narpa. Bă, urâtule. Bă, nu mă face pe mine. Aaa, nu mă te... O să dăm mult damage.
M-a omorât cumva. M-a omorât cumva un zombie. Până aici, până aici, bă. Deci până aici dau pe peaceful. M-am enervat să mai îmi apară mobi din ăștia. M-am enervat, dar nu despre teme, ai teme. Bă, ce tâmpenie. Din cauza ploii, că e lag și nu pot să-l nimeresc. Ce tâmpenie. Oh, nu te naibii. Lol. Nu aș băga comenzi. Căi. De ce n-am pat, bă? Ce n-am pat? Nu vă se scoci. Prim. Contează foarte mult să ai pat. Să te poate spăla la dracului. Acum am murit. Hai, gemele mele. No, frate, am căzut și puște, foarte multe, multe de zombi. Ce nu m-am dat pe peaceful de la început? Dacă am mai murit în episodul ăla, odată. De mi-a dispărut itemele, sunt bug, Dicu. Sunt bug, ești chiar. Și am întâlnit un zombie. Tompit. Ce m-a omorât și ai de mine. Na, și majoritatea itemelor, dacă mi-au fi dispărut, ce mă fac? Aveam un topor, aveam un topor la mine? Că nu mai știu. Nu mai știu. Hai, dar nu contează. De asta zic să fac torțe. Că dacă nu-i mișto. Trecu. Și apropo, aici am murit în lab. Eu. Aici am murit. Puh. M-am împins zombie că n-am pus capăstul acolo. M-am împins. Erau 20 de zombie. N-am putut să le fac față. Normal, cu o sabie de piatră, nu pot să scap de 20 de zombie. Nu poți, numai dacă... dacă eu mor pe rând. Adică te dai în spate dacă te iau aia pe la spate. Nu poți în niciun fel. Așa iron pickaxe, iron pickaxe, pickaxe, iron pickaxe, iron pickaxe. Dacă mă scuzați o secundă să vedem de cât timp filmăm. De 14 minute! Fuck me! O să prăjim să ne facem full iron. E mare lucru. Sper interesant episodul. Pot să fac și asta, o să-l postez. Episodul 5 o să-l postez astăzi. N-ați cărbune, boss! N-ați cărbune! Ok. Hai să luăm sapa. Și ne ducem. Păi ce m-am sperat că era un spider? Ne ducem. Așa. Perfect și... No.
Bun. Mai prindem și pe astea. Ok. Hai să luăm ouțele făcute de găinușele noastre. Știi ce? Trebuia să mă gândesc de la asta la început. De la început asta. Că să fac mai multe, multe, multe găinuși. Că când sunt mult prea multe, omor câte una și primesc mâncare, că n-am de mâncare. Bufucking nice. Trebuia să mă gândesc. E ceva destul de ok. O să tai copacii. Și cam atât a fost și acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like și subscribe. În cazul nostru, dacă vă plac seriile acestea, în cazul meu, care vă plac, să spunem, dacă vă place seria aceasta, o să continuăm cu seria și știu că la unii poate le plac, la unii nu. Deci o să continuăm cu seria. Eu am fost Cristi și ne revedem data viitoare.